Satan a organizat o convenție mondială cu toți demonii săi. Odată ce s-au adunat toți înaintea lui, a luat cuvântul și le-a zis: nu putem pe creștini să-i oprim să meargă la biserică, să citească Biblia și să descopere cuvântul. Nu avem nicio putere să oprim relația intimă pe care o au cu Salvatorul lor. Odată ce se prind în legătură cu Isus, puterea noastră asupra lor este nimicită. Așadar, m-am gândit și iată ce idee mi-a venit. Dați-le voie să meargă la bisericile lor, să se închine Dumnezeului lor, dar furați-le timpul ca să nu mai aibă timp să dezvolte și să întrețină o relație cu Isus Hristos. Cum vom face asta? Potrivnicii creștinilor au tăcut. Iată, țineți-i ocupați cu aspectele neesențiale ale vieții, inventați nenumărate scheme care să ocupe mintea tot timpul. Tentații să cheltuiască, să-și dorească mai mult, mai mult, mai mult. Să caute să muncească cât mai mult, 10, 12, 14 ore pe zi, chiar și duminicile, pentru ca să creadă că așa își pot împlini toate cele ce țin de trebuințele lor materiale. Împuținați-le timpul pe care l-ar petrece cu copiii, cu familiile lor. Suprastimulați-le mintea ca să nu mai poată auzi liniștea, care le-ar putea oferi un timp de meditație la rostul vieții lor și să vadă deșertăciunea sufletelor lor. Televizoare peste tot, DVD-uri, computere, ziare și reviste, nu-mi pasă cum le numiți, orice lucru de care se pot folosi fără oprire și prin care putem vinde vise goale. Asta va încărca mințile lor și va rupe orice legătură cu Hristos. Umpleți-le viețile cu super oferte și orice servicii și produse gratuite, speranțe false și iluzii. Nu uitați de femeie. Ea a știut întotdeauna să ispitească. Folosiți-o cât mai sumar îmbrăcată pentru a înșela ochii bărbaților, care vor fi mai slabi și vor vedea că frumusețea trupului este importantă și vor deveni nesatisfăcuți de propriile lor neveste. Țineți-le pe neveste ocupate cu casa, cu masa, cu copiii, cu îndatoririle față de soț, de părinți, pentru ca odată sfârșită ziua să nu le mai poată oferi soților dragostea lor. Astfel ei se vor umple de amar și vor căuta mângâiere în altă parte. Dați-le pe Moș Crăciun, pentru a-i îndepărta de la adevăratul sens al nașterii Mântuitorului. La fel și cu Paștile. Dați-le iepurași să uite de înviere și de puterea lui Iisus Hristos asupra păcatului și a morții. Ei singuri își vor îndepărta proprii copii de la adevăr. În vacanțe, învățați-i să facă excese, discoteci, grătare, petreceri, să nu se poată liniști prea mult ca să poată reflecta la creația lui Dumnezeu. Astfel, faceți ca ei să se întoarcă la viața de zi cu zi și mai obosiți, să nu aibă timp să se încarce cu energia naturii lui Dumnezeu. Dați-le parcuri distractive, evenimente sportive în fiecare zi, spectacole de muzică, filme. Țineți-i ocupați, ocupați, ocupați. Umpleți-le viața cu atât de multe invenții și cauze bune, încât să creadă că ei sunt stăpânii pe viețile lor și pot face ceva. Curând își vor sacrifica și sănătatea și familia pentru a face ceva cu viața lor. O să meargă, o să meargă, e un plan bun. Acum plecați și faceți cum v-am spus. Astfel, demonii au plecat pe pământ să facă totul spre a-i ține pe oameni ocupați cu scopurile lor în viață, pentru a le împuțina timpul în care ar putea discuta despre puterea lui Isus și despre necesitatea schimbării vieții lor. Întrebarea este, a reușit oare Satan în planul lui sau nu? Judecă tu.